Animația începe cu Garfield, un motan leneș roșcat care adoră mâncarea. De obicei comandă pizza folosind drona de livrare pe care a specificat-o drept metoda viitorului de livrare a mâncării. Totul are un început, așa că el decide să ne povestească despre trecutul său. Totul a început când era un pisoi. Garfield a fost lăsat singur de tatăl său Vic într-o alee întunecată. Garfield, speriat, și-a chemat tatăl, dar fără niciun rezultat. El observă un restaurant cu prezi de sticlă în fața lui și meniul apetisant pe care îl serveau, așa că traversează strada spre restaurantul italian. Acolo găsește un tânăr pe nume John Arbuckle, care își savura masa singur. Simțindu-se rănit pentru pisoiul rătăcitor, John îl lasă pe Garfield să intre pe fereastră după ce Garfield îl vrăjește cu ochii săi adânci. Se conectează instantaneu cu Garfield și apoi oferă motanului un pepperoni de pizza, dar Garfield devorează întreaga pizza în câteva secunde. Din cauza iubirii sale pentru mâncare, el începe apoi să mănânce tot ce se află în restaurant în timpul unei aniversări. În timp ce încerca să își găsească noul prieten, John a devenit îngrijorat, dar în cele din urmă l-a găsit după ce a fost prezentat într-o cutie. Pentru a-l opri să mai mănânce, îl scoate pe furiș într-o cutie de lasagna. Deși John încearcă să-l găsească pe Garfield, pentru că animalele de companie sunt permise în apartamentul său, își dă seama că motanul nu are unde să meargă. Atunci Garfield devine emoționat, aceste emoții devenind prea puternice pentru ca John să reziste la ele. Așa că l-adoptă pe Garfield, dar indirect Garfield declară că acesta este momentul în care l-a adoptat pe John. Câteva săptămâni mai târziu, John se mută într-un apartament mai mare pentru a-i face loc lui Garfield. Garfield își trăia practic visul, deoarece John îi oferea tot ce avea nevoie. Ulterior îl adoptă pe Odie, câinele ca animal de companie pentru Garfield. Odie a devenit prietenul și aliatul de încredere al lui Garfield, deoarece făceau absolut totul împreună. Garfield se bucură să ia cea mai mare parte din mâncarea lui John cu ajutorul lui Odie, care acționează ca paznic. Garfield spune că viața pentru ei este destul de perfectă, cu excepția zilelor de luni, bineînțeles. A devenit un motan mare, dar acest paradis perfect urma să se prăbușească curând. Mai târziu în acea noapte, după ce au adormit cu toții, Garfield se trezește brusc din cauza zgomotului din stomac. Îl cheamă pe Odie în timp ce se ridică pentru o gustare de la miezul nopții. Fiind indecis în privința ceea ce să mănânce, Garfield comandă aproape jumătate din frigider, dar doi câini, Roland și Nolan, apar misterios în bucătărie. Garfield și Odie sunt speriați de aspectul lor enorm și înfricoșător înainte de a fi lovit și luați. Garfield își cere libertatea spunând că ar putea să plătească, dar ei sunt neclintiți la rugămințele sale. Garfield și Odie sunt duși într-o locație abandonată. Îi leagă cu capul în jos timp de ore întregi înainte ca o figură învăluită în umbre întunecate să apară pentru a-i elibera. Reușește să-i elibereze, dar tocmai când este pe cale să fugă cu ei, îl strigă Garfield Jr. Garfield recunoaște curând figura ca fiind Vic, tatăl său care l-a abandonat în alea întunecată cu mult timp în urmă. Nu este prea fericit să-și vadă tatăl, pentru că crede că Vic l-a abandonat pentru totdeauna în acea noapte. Înainte ca Vic să poată explica și să-i scoată de acolo, sunt găsiți de șefa lui Roland și Nolan, o pisică persană sinistră numită Jinx. Îi tratează cu cina în timp ce discută despre începutul ei. Jinx spune că l-a ademenit pe Vic acolo răpindu-l pe Garfield pentru că știa că-i pas de fiul său. În povestea ei, ea dorea să fie o pisică faimoasă cu mulți paparazzi, dar când a mers să cânte pentru un concurs de talente, a avut trac de scenă și a devenit un eșec total. Apoi l-a întâlnit pe Vic și echipa lui, care erau proscriși, dar au primit-o și a devenit parte din familie. După ce l-a întâlnit pe Vic, echipa lui de pisici care furau și se apărau singure, au decis să dea lovitura cea mai mare. Au furat lapte de la o fermă, atât de mult lapte încât le-ar fi ajuns săptămâni întregi, dar Jinx a fost prinsă și trimisă la adăpostul pentru animale. Deși Vic a încercat să o salveze, a fost în zadar. A fost trimisă la o închisoare unde a trebuit să îndure suferința, dar acest lucru i-a dat un scop și a decis să se răzbune pe Vic. Din fericire pentru ea, Roland și Nolan au ajutat-o să scape din adăpost și a devenit din nou liberă. Ea dorea să se răzbune pe Vic și a aflat că Garfield era fiul său pierdut, așa că l-a răpit pentru a-l ademeni pe Vic. Garfield îi cere lui Jinx să-l ierte pe Vic pentru ca acesta să poată îndrepta lucrurile. Ea îi cere lui Vic să fure un litru de lapte pentru fiecare zi în care ea a fost închis în adăpost. După ce au făcut calculele, a rezultat că erau peste 6.000 de litri de lapte. I s-a spus să meargă în același loc unde a trădat-o, însoțit de fiul său și de Odie. Altfel, oamenii ei îi vor sfâșia. Pasărea ei de încredere încearcă să o controleze și să o împiedice să se înfurie, dar pentru a arăta că nu glumește, ea își devorează pasărea de încredere care a ajutat și l-a răpirat lui Garfield și Odie și le dă un timp limitat de 72 de ore, altfel vor simți furia ei. Garfield este furios că Vic l-a abandonat și acum s-a întors și l-a implicat într-o viață cu infracțiuni. În ciuda faptului că Garfield nu vrea să aibă de-a face cu Vic, Roland și Nolan îi forțează pe el și pe Odie să-l ajute pe Vic să dea lovitura. Îi spun că sunt mereu cu ochii pe ei. Fără alte opțiuni, Garfield trebuie să-l ajute pe Vic, declarând clar că nu-l mai vrea pe Vic în viața sa. Și după ce dau lovitura, vor merge fiecare pe drumul său. Vic îl asigură că va fi o operațiune rapidă și nu are de ce să-și facă griji. Între timp, în acea dimineață, John se trezește și
își descoperă că Garfield a dispărut, iar suspiciunile sale devin serioase când descoperă că unele gustări din frigider sunt pe jos, așa că devine îngrijorat și începe să-l strige pe Garfield. În timp ce Garfield încearcă să calculeze distanța și forța necesară pentru a sări pe un tren, Vic îl face pe Garfield să sară pe trenul în mișcare, lansându-l dintr-un copac, ceea ce face ca Garfield să ricoșeze în mai multe lucruri, inclusiv într-o paradă cu un car alegoric cu el însuși, înainte de a ateriza într-un morman de gunoi în tren. Între timp, John merge să informeze autoritățile că Garfield și Odie au dispărut, dar ajunge să stea la telefon toată ziua încercând să obțină ajutor. Înapoi la tren, Garfield și Vic se ceartă. Vic îi spune că avea nevoie de abilitățile necesare pentru a se descurca în lumea reală, dar Garfield simte că se descurcă bine și nu are nevoie de o abilitate de a fura de la o fermă de lactate. Este extrem de dezamăgit și ar fi putut probabil să doarmă acasă acum. Apoi decide să stea departe tatăl său, dar este atacat de păianjeni și este ajutat de Vic, care subliniază că aceasta ar putea face parte din ceea ce trebuia să învețe. Trioul ajunge la gară și se află la Coste Farms pentru lovitură, în timp ce Roland și Nolan continuă să-i supravegheze. Cu atât de mulți copii jucându-se la ferma de lapte și cu o modernizare avansată, inclusiv un gard electric, a devenit imposibil să fie doar o operațiune rapidă și ușoară. Când încercau să găsească o cale de a se strecura înăuntru, Garfield și Vic îl văd pe Otto, taurul, jumătate din doul mascut al fermei de lapte. Vic avertizează că Otto este într-o stare de meditație și depresie și ar trebui lăsat în pace, dar Garfield vede aceasta ca pe oportunitate pentru diplomație și crede că Otto ar putea fi cheia pentru a intra în fermă. Garfield merge să-l întâlnească pe Otto și îi spune că este un mare fan și care avea nevoie de puțin ajutor de la el. Otto îi spune să plece deoarece nu este în dispoziția potrivită acum, dar datorită naturii persistente a lui Garfield, îi cere să cânte cântecul pentru a vedea dacă este cu adevărat un fan. Garfield cântă cântecul Lactose cu multă pasiune, dar apoi este doborât. Otto menționează că iubita sa vacă, Ethel, se află de cealaltă parte a fermei. Când Odie observă că Otto este trist văzându-o pe Ethel de la distanță, merge să-l consoleze. Otto spune că a fost separat de ea după ce foștii săi proprietari au dat faliment, iar noua companie care a cumpărat ferma l-a lăsată pe pășune. Acum Ethel este folosită ca jucării pentru copii. A încercat să intre pentru a o vedea, dar a fost oprit de fiecare dată. Acum o vede doar 6 secunde de 2 ori pe zi. Vic sugerează că pot ajuta la reuniunea lui Otto Ketel dacă îi ajută să intre în Lactose Farms pentru jaful lor. Fiindcă vieții lor depinde acest jaf, Otto decide să-i ajute. El elaborează un plan complicat pentru ca trioul să intre. Le dă fiecăruia câte un simbol și îl consideră pe Garfield un opossum fără viață, ceea ce cauzează o mică ceartă între ei. Ei avertizează să nu treacă prin camera cu pin și să urmeze planul cu atenție dacă vor să supraviețuiască. Le indică să meargă pentru un ventilator și după ce trec prin toate locurile necesare să o salveze pe îngerul său și să o elibereze. Deși sublinează că au nevoie de abilități maxime pentru a reuși, el continuă să-i testeze, dar Garfield și Vic, certându-se, continuă să dea greș. Acest lucru duce la legarea lor de către Otto până când vor putea lucra împreună pentru a se elibera. Ei continuă să se lovească cu vița care îi înconjoară până când Garfield exprimă frustrările față de Vic pentru că a fost abandonat. Într-un flashback emoționant, Vic îi spune apoi lui Garfield adevărul, și anume că în acea noapte a mers să-i aducă mâncarea lui Garfield, dar a trebuit să aștepte până când angajatul restaurantului a plecat, pentru ca Vic să poată lua mâncare din coșul de gunoi. Dar când s-a întors, l-a văzut pe Garfield în restaurant cu John și a decis că John îi va oferi mai mult decât ar putea el vreodată. Dar acestea, Vic spune că l-a vizitat pe Garfield de mai multe ori într-un stejar, urmărindu-l prin fereastra casei lui John. După ce Garfield îl iartă pe Vic, Odie taie funia, iar Otto decide că a avut loc un progres semnificativ în relația lor. Și matematic ar dura exact 17 ani să fie complet pregătit, dar având doar 48 de ore, el declară că sunt bune acum și calificați pentru treabă. Între timp, Roland și Nolan se întorc la Jinx pentru a-i spune că Garfield și Vic și Odie sunt pregătiți pentru jaf. Jinx, care avea alte planuri de a înșela pe cei trei, dă un telefon la o stație de control al animalelor. Deci la început nu au putut auzi ce spunea ea, au decis să transfere apelul către ofițerul lor extrem de obsesiv și dedicat, Marge Molon, care reușit să traducă mieunatul lui Jinx în vorbire umană folosind o aplicație de limbaj pentru animale, unde le spune ofițerilor că un jaf are loc la fermele Lactose. Marge, care a așteptat acest moment, nu pierde timpul și pleacă să oprească tentativa. În ziua jafului, Otto le înmânează un porumb despre care sugerează că va fi folosit pentru comunicare. El folosește binoclul pentru a găsi o modalitate prin care să intre. După ce a descoperit cea mai bună cale, cei trei se strecoară în fermă în rucsacuri pentru copii. Metria se îndrepta către camera electrică cu magii acordând o atenție deosebită activităților de la fermele Lactose. Ei merg prin aerisire cu ghidarea lui Otto și ajung într-o parte a fabricii numită Ghinda, de care Otto i-a avertizat să stea departe. Garfield ajunge să cadă și aterizează pe un bloc uriaș de cer.
cedar. Din păcate, brânza este procesată, ceea ce este rău pentru ei. Vic în cele din urmă îi împiedică pe cei doi să fie tocați în mașina de procesare, în ciuda eforturilor lui Odie de a-l salva pe Garfield. Marge îi găsește prima și are cheile exact când reușește să localizeze camionul cu lapte. Marge îi duce pe Garfield și Odie la adăpost după ce cei trei încearcă să o păcălească, dar Vic reușește să ia cheile și să scape cu camionul. Garfield este devastat încă o dată, părăsit și abandonat. După acestea, Otto este respins de lângă Ethel de către colegii lui Marge, folosind proțapuri de vite când încearcă să se apropie de ea. Garfield îi întâlnește pe Snoop Cat și Olivia, împreună cu cealaltă pisici din echipa lui Vic la adăpost. Vic este de asemenea obiectul furiei lor, deoarece cred că i-a părăsit. După acestea, Garfield își dă seama că vorbesc spre Vic, care venea să-l viziteze la casa lui John, unde afirmă că a lăsat o crestătură în stejar de fiecare dată când l-a vizitat. Garfield crede că au fost mințiți. John apare să îi ia pe Garfield și Odie după ce adăpostul a contactat folosind eticheta lui Odie, dar Garfield nici măcar nu și-a dat seama că are o etichetă în pliurile gâtului. Când Vic aduce camionul cu laptele lui Jinx, se dezvăluie că dorința ei adevărată era să-l rănească pe Vic și să-l ducă la adăpost ca răzbunare pentru ce i-a făcut el atunci. Acum că Vic este acolo, Jinx decide că are alte planuri pentru el. Garfield este încântat să fie din nou acasă și se pregătește să mănânce un ospăț uriaș de lasagna când observă stejarul din curtea din spate. Garfield ajunge în vârful copacului și descoperă că Vic a lăsat de fapt sute de crestături pentru fiecare vizită. În acel moment, Garfield înțelege că Vic l-a iubit cu adevărat tot timpul. El pleacă apoi spre dezamăgirea lui John împreună cu Odie pentru a-l găsi pe Vic. Întorcându-se la ascunzătoarea lui Jinx, Garfield și Odie descoperă tabla ei care conține întregul ei plan malefic, care dezvăluie că intenționează să-l omoare pe Vic aruncându-l de pe tren în timp ce traversează un pod. Cei doi iau legătura cu Otto și cer ajutorul pentru a salva pe Vic înainte de a se angaja să-și respecte partelor din acord pentru a o recupera pe Ethel. Otto îi prinde din urmă pe cei doi și lansează pe Garfield către tren. Ei aprează la o flotă de drone de pizza pentru a ajuta în lupta lor împotriva lui Roland și Nolan cu ajutorul lui Odie. Garfield călărește cutii de pizza zburătoare și face câinii să se rănească înainte de a ajunge la Vic. Când ajung la pod, Garfield îl împinge pe Vic deoparte pentru că Otto a instalat o plasă pentru a ateriza pe ea. Fluta acesta este prea strânsă și sunt aruncați înapoi în brațele lui Roland și Nolan, unde Jinx se pregătește să asiste la moartea lor. Împăcarea lui Garfield și Vic după încercarea lor îi afectează profund pe Roland și Nolan, făcându-i devină furioși pe Jinx. Iar acționează împingându-i pe toți patru de pe tren, dar se răstoarnă și ea râzând. Deși Jinx se încurcă în plasă, Otto reușește să-i salveze pe Garfield, Vic, Roland și Nolan. După aceea, Garfield își îndeplinește promisiunea organizând un schimb cu Marge. În schimbul unei Jinx captive, despre care Marge știe că este responsabilă pentru jaf, le-o dă pe Ethel. Otto și Ethel se reunesc într-un mod pasional. Vic și-a rămas bun de la ei, în timp ce el, Garfield și Odie se întorc la casa lui John. Garfield și Odie se întorc în casă, dar după ce reflectează puțin, Garfield fuge afară pentru a-l găsi pe Vic în stejar și îl invită să rămână la cină. Cei doi se îmbrățișează pentru prima dată, înăuntru John este fericit să găsească o factură pentru toate dronele de pizza folosite de Garfield. Vic continuă să-l viziteze pe John pentru cină până când John îl adoptă în totalitate. Între timp, toți cei care îl cunosc pe John, inclusiv vecinii și câteva dintre pisicile din cartier prietene cu Garfield, se adună pentru sărbătorirea zilei de naștere a lui Garfield. Filmul se încheie când John agață un portret al său și al animalelor sale de companie ca o familie fericită.